Bună ziua și bine ne revedem la obișnuita conferință de presă cu principalele activități ale administrației publice locale, pe care doresc să le aduc la cunoștința opiniei publice. Și aș începe cu faptul că de săptămâna trecută s-au deschis noi două șantiere noi în municipiul Roman și mă refer aici la Cartierul Nicolae Bălcescu. E vorba de acel proiect integrat care cuprinde, pe lângă modernizarea școlii și reabilitarea infrastructurii rutiere. Și vorbim de ultimele străzi care au rămas neasfaltate în Cartierul Bălcescu, așa cum bine știți și dumneavoastră. În acest moment vor intra în reabilitare, vor fi făcute infrastructura, carosabilul și trotuarele pe străzile Salcei, Sărata, Zebrei, lucrare care se va finaliza în perioada verii acestui an. Circa 3-4 luni am fost asigurați că se va lucra. Sperăm să ne încadrăm în timp. Proiectul este cu termen de finalizare 31 decembrie 2023. Așadar, locuitorii acelui cartier, așa cum am promis, vor avea anul acesta toate străzile asfaltate. Un alt șantier important de care am pomenit este cel de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, școala vocațională din Roman, fosta școală de muzică, cum îi spunem noi, unde se vor face lucrări de reabilitare importante. Deja a fost predat amplasamentul, iar constructorul a și început lucrările la corpul B al clădirii și urmează reabilitarea integrală a corpului, a sălii de sport și, bineînțeles, și dotările aferente proiectului finanțat prin ADR Nord-Est. Așadar, două proiecte care sunt în desfășurare și cu termen de finalizare 31 decembrie 2023. În această perioadă, așa cum se poate vedea, desfășurăm prin Direcția de Servicii Edilitare mai multe lucrări care sunt cu caracter administrativ sau amenajări peisagistice și vorbim aici de activități specifice de plantare a florilor în zonele din municipiul Roman, atât în ronduri, aliniamente stradale. S-au plantat peste 4.000 de fire de flori. Tot pentru înfrumusețarea curții școlilor am stabilit cu conducerea școlilor din municipiul Roman și vor primi fiecare cât doresc pentru a-și amenaja zonele verzi din incinta școlilor. În perioada următoare se va întâmpla acest lucru. S-au plantat arbori în municipiul Roman, peste 250 de arbori, atât în zonele de aliniamente stradale, cât și în parcuri, activitate care va continua, desigur, și în perioada următoare. În zonele de amenajări peisagistice s-a intervenit la sensurile giratorii, cum e la Doi Măgari sau la zona de intrare în Roman, sensul giratoriu de la Favorit, care a avut nevoie de intervenție la pavimentul cu dale și totodată la amenajarea spațiului verde din acel rond. În perioada următoare, având în vedere că am trecut prin sezonul rece, tot prin Direcția de Servicii Edilitare, se vor realiza mai multe lucrări de intervenție la carosabil sau la zonele de parcări din Roman și pentru acest lucru am stabilit câteva priorități pentru a se interveni imediat ce furnizorul, documentația se va încheia și furnizorul va putea livra către primărie bitum. Vom interveni cu prioritate în zona Piața Mică, acolo unde este nevoie de reabilitarea zonelor de acces și carosabile și totodată în strada Griviței, unde la fel după perioada de iarnă au apărut
cu mai multe imperfecțiuni în carosabil. Sigur, sunt și alte zone din oraș, că vorbim de Bulevardul Republicii, că vorbim de Islazului sau chiar Strada Teiului, sunt zone care vor intra și ele în reparații, dar treptat urmând aceste priorități. Executăm, ca de fiecare dată, reparații, în fiecare an reparații la părculețele de joacă. Am intervenit, am reabilitat, am făcut reparații, de fapt, la un părculeț din Alea Revoluției, din zona Troiței, acolo unde erau mai multe lucruri neconforme, atât la zona de perimetrală, cât și solicitări pentru băncuțe și reparații ale locurilor de joacă. Urmează, sigur, să intervenim și în alte zone, în zona Favorit, de exemplu, unde ni s-a solicitat în proximitatea străzii Suceava să intervenim la un părculeț și vom și bine, la părculețul de la din fața stadionului Moldova am fost solicitați și vom interveni de urgență și în acele locuri. Tot cu echipele de la Direcția de Servicii Edilitare, mai exact cu echipa de la Parcul Municipal, efectuăm în acest perimetru al Parcului Municipal mai multe lucrări. Ați văzut, au fost lucrări de plantări în zilele trecute, sunt executate anumite amenajări peisagistice și, bineînțeles, pentru fauna din Parcul Municipal, anumite zone de microclimat. Aici vorbim atât pentru păsări, pentru amenajarea acelei insule din Parcul Municipal, cât și pentru amenajarea unui prag de pești, pentru pești exotici din care vor fi puși în apa din Parcul Municipal, pentru atât pentru crearea unui microclimat, cât și pentru protejarea lor. Astfel că perioada caldă a anului să găsească parcul așa cum trebuie, frumos amenajat, întreținut, cu zone de relaxare, cu zone frumoase și potrivite pentru câteva momente de relaxare. Aș mai prezenta tot în acest context al pregătirii și amenajării peisagistice următorul aspect. Faptul că în decursul timpului, de mai mulți ani chiar, locatarii în asociații și asociațiile de locatari ne-au făcut diverse solicitări care cuprind pe lângă cunoscutele toaletări și solicitări pentru anumite pentru avizarea comisiei pentru doborârea unor arbori care sunt în condomenii și care ori sunt arbori uscați, ori sunt arbori care pur și simplu sunt periculoși cu grad de risc sau deteriorează, afectează siguranța sau deteriorează clădirile și sigur, am vrut să prezint opiniei publice, să știe toată lumea că aceste lucruri le facem într-o coordonare cu departamentele și instituțiile de specialitate și doar la solicitarea asociațiilor și a proprietarilor. Este un tabel de peste 100 de astfel de solicitări din toate zonele orașului. Bineînțeles, așa cum am zis, avem și actul de punere în valoare al Ocolului Silvic, care a verificat toate aceste locații, toți acești arbori. Și doar așa vă dau câteva exemple. De exemplu, lângă grădinița numărul 1 din Dașcolii Mihai Eminescu, în zona Ion Creangă, există un copac uscat. În zona Antompan avem la blocul 6 un mesteac, un scorburos, adică cu risc de a pica peste mașini. În zona Smirodava, la blocul 30, un paltin foarte aproape de bloc și iar în Gloriei numărul 4, un arțar care a deteriorat un cămin de canalizare și produce înfundări dese ale canalizării. În strada, în Bulevardul Roman Mușat, avem
un prun uscat, avem un brad care este la fel culcat și uscat și trebuie intervenit. În Smirodava 25 avem un tuia care este și uscat și înclinat. Așadar, despre aceste intervenții este vorba, toate sunt înregistrate, verificate, fiecare în parte de către cei responsabili și doar după aceste verificări au fost avizate și sunt pregătite pentru intervenții. Încă o dată fac precizarea că sunt solicitări ale romașcanilor și multe dintre ele sunt destul de vechi. Ca în fiecare an, în această perioadă, sunt pregătite câteva activități de finanțare publică și una din cele mai importante și mai cunoscute este bugetarea participativă. E vorba de a cincea ediție, numită Sugestiv pentru Roman, unde în cadrul căreia cetățenii se pot implica activ pentru propunerea de proiecte viitoare pentru comunitate. Și de aceea consider că este oportun să prezint faptul că începând de luni 3 aprilie și până pe data de 2 mai 2023, romașcanii pot depune proiecte în cadrul acestei a cincea ediție a procesului de bugetare participativă. Sigur, de fiecare dată prezentăm și propunerile de proiecte care ar trebui să se încadreze doar în domeniile pe care noi le-am stabilit pentru finanțare și am să le prezint cele 5 domenii de interes pentru aceste proiecte. 1. Infrastructură stradală, alei, trotuare, scoaruri, zone pietonale. 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă. 3. Amenajare de spații publice, mobilier urban sau iluminat ambiental public. 4. Infrastructură socială, culturală, educațională sau de sănătate. Și 5. Smart City. Așadar, în această perioadă pe care am anunțat-o, de 3 aprilie, 2 mai, se vor putea depune proiecte. Sigur, anul acesta, cum am prezentat și în proiectul de buget, suma a fost, să zicem, actualizată cu indicele de inflație, dacă putem să-i spunem așa, dar nu neapărat actualizată cu indicele de inflație, dar a fost revizuită în sensul majorării de la 200 la 250 de mii de lei, având în vedere că și prețurile și toate cheltuielile s-au majorat în ultima perioadă. Așadar, toate aceste detalii se găsesc și pe site-ul Primăriei Municipiului Roman. Toți cei care doresc să participe sau au nevoie de anumite informații în acest sens sunt rugați să ne contacteze și să apeleze la colegii noștri de la primărie, de la unitatea de management de proiect. Data de 25 martie am bifat și anul acesta deja cunoscuta activitate, Ora Pământului, activitate de care ne-am bucurat cu toții și mă bucur să pot mulțumi romașcanilor care au participat în număr semnificativ atât la activitățile de turului ciclist sau labirintului, dar și la simbolica aprindere de lumânări în simbolul cifrei 60. Și mulțumesc romașcanilor care au susținut această activitate coordonată de compartimentul de mediu din Primăria Municipiului Roman, ca în fiecare an. Consider că a fost o acțiune de succes și sigur în continuare ne vom menține în această poziție de sprijinire prin eforturile și pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru astfel de activități. Tot în acest context am să rămân pentru final și, așa cum știm, pe data de 30 martie este aniversarea Municipiului Roman în sensul atestării documentare. Au trecut 631 de ani și cu acest prilej Muzeul de Istorie desfășoară o activitate unde invităm pe toți cei care doresc să participe, să fie alături la această aniversare.
o acțiune care se va avea câteva coordonate despre istorie, educație și învățământ în roman de-a lungul timpului și cred eu că sunt lucruri interesante pe care le putem auzi de la cei care vor participa și vor prezenta lucrări în cazul acestei sesiuni aniversare. Așadar, de la ora 14 la Muzeul de Istorie din Roman, toți romașcanii sunt așteptați să participe. Eu vă mulțumesc dacă aveți dumneavoastră întrebări. Bună ziua! Bună în primul ziua. Rând, ce ne mai puteți spune despre locuințele sociale de pe strada Islazului? Da, deja a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Roman un proiect de hotărâre care aprobă o listă de beneficiari care vor veni prin transfer de la locuințele deja existente și vor fi primii distribuiți în aceste locuințe sociale. Ca atare, după ce va fi aprobată și această listă, vom începe distribuirea efectivă, repartizarea efectivă a acestor locuințe în această prioritate. După aia, urmând persoanele care au din lista aprobată și care au handicap, pentru că acolo sunt și câteva locuințe pentru, cu dedicație specială pentru persoanele cu handicap, și apoi, conform listei, le vom repartiza. Așadar, imediat după ce proiectul de hotărâre va fi validat, vom începe această repartiție. Cam cât credeți că mai durează? Nu cred că durează foarte, foarte mult. Noi credem că în luna aprilie, de sărbătorile pascale, vor putea să intre în casă nouă. Ok. Am văzut că aveți... Mai erau doar câteva lucruri, dar deja spun, cred că sunt pe final, s-au parafat branșamentele individuale și pentru curentul electric. S-au montat contoarele, deci e o chestie de semnare de contract, că e apartamentat fiecare locuință. Contractele va face primăria pe fiecare apartament în parte și aici mai erau câteva lucruri de stabilit. Dar noi sperăm în cel mai scurt timp, 2-3 săptămâni, să putem să finalizăm. Am văzut că aveți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de săptămâna aceasta și o listă a unor persoane care au fost evacuate din alte... Despre această listă vorbeam, da, care trebuie... Așa, și sunt 19 și cred că mai era o listă a persoanelor care aveau deja dosare depuse. Da, sunt două lucruri diferite. Cei care în fiecare an au dreptul și participă pe această listă de priorități pentru locuințe sociale, dar pentru că în zona de spațiu locativ, acolo unde am avut chiriași în locuințe cu risc seismic, după expertizarea acelor locuințe și înaintarea expertizelor, faptul că ele sunt cu un grad de risc ridicat, va trebui să-i relocăm din acele locuințe și de aceea cu prioritate îi relocăm pe cei care sunt, așa cum am zis, pe aceste liste, cei 18 care intră acum pe ordinea de zi. Da, cred că cu totul ar fi în jur de 40, acea listă cu această listă. Restul până la 56 nu, vor fi ocupate? Nu, sunt mai sau? Mulți pentru că lista este mai mare. Știu că erau 19 aprobate prin... Nu, s-a modificat, s-a actualizat lista. Înțeleg, da, bine. Și avem o listă din care vom avea... Sunt chiar suficiente locuri pentru toți? Nu vor intra toți. Am sunt înțeles. Mai mulți pe listă. Am înțeles. Pentru că de aceea am primit mai mulți, știind că sunt cele 56 de locuințe. Nu știam exact care va fi numărul celor care vor trebui relocați din locuințele expertizate. Acum doar 18. Sunt destul de mulți, pentru că da, știți cum ne făcusem calcule că vom putea primi mai mulți locuințe. Da, erau și locuri libere până să apară așa aceste modificări. Așa este. Vom vedea pe parcurs ce se va mai... În plus, acolo sunt doar 4 apartamente și sunt așa foarte curioasă cum s-au departajat în funcție păi, de... Păi vor fi punctaje, sunt punctaje. Da. Iar cei care au copii mai mulți au și punctaj mai mare. Și așadar vor primi cu prioritate apartamente. Dar fiind puține, vă dați seama. Acolo totuși spațiul este unul generos, chiar dacă este apartament cu o cameră, sunt generoase față de... Adică și spațiul locativ poate fi de multe ori mai mare decât ce aveau până acum, doar că acum îl compartimentase la un nivel foarte mic și stăteau în felul acesta. Faptul că noi le-am făcut printr-un program național, trebuia să respectăm anumite suprafețe pentru spațiile de locuit. Am înțeles. Tot în ședința Consiliului Local de săptămâna aceasta aveți pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care prevede
inițierea demersurilor municipiului Roman de aplicare la programul Romediu și la articolul 2 se menționează faptul că trebuie găsită o soluție tehnică legală și optimă pentru închiderea depozitului temporar de pe strada Colectorului. Aici întrebarea este, acest depozit temporar nu a fost închis în 2017, dacă nu mă înșel, pe timpul mandatului domnului primar Lucian Micu? Da, el nu mai este deschis pentru depozitare. Lucrurile sunt în felul următor, având în vedere că în 2021 planul județean de management al deșeurilor avizat de către Agenția de Mediu a venit cu o propunere de închidere în situ a unor sau de închidere și acestor depozite temporare, generând o altă perspectivă, sau inițiat demersuri în acest sens. Suntem în etapa în care încercăm toți cei responsabili sau implicați în această activitate de creare a unui mediu propice în Roman și de eliminarea factorilor de risc de mediu, să găsim soluțiile cele mai bune, cu impactul cel mai mic și cu efectul pozitiv cel mai mare. De aceea încercăm să identificăm o soluție care ar putea să genereze un proiect care ar putea beneficia de anumite granturi de finanțare care au fost și am înțeles că la nivel național și chiar județean au fost demarate astfel de proiecte. Și n-am vrea să pierdem poate o posibilitate de acest gen. Și încercăm să ne înscriem și noi în această zonă de granturi, de posibilitate de accesare a unor fonduri și a unor soluții tehnice pentru să relocați închidere toate gunoaiele sau aici, ce? Aici nu e soluția, de asta nouă ne trebuie o expertiză, un proiect, un studiu de fezabilitate a unui expert care să identifice și să ne propună care este soluția cea mai bună. Urmând ca soluția propusă de expert să o putem înainta către Ministerul Mediului în înscrierea pe lista acelor granturi care sunt finanțate de guvernul norvegian. Deci pentru orice măsură s-ar lua, există posibilitatea să primiți o finanțare? E posibil, da, e posibil ca acea propunere, de obicei sunt anumite soluții inovative sau, de asta v-am spus că noul planul de management de gestionare a deșeurilor județean are și aceste proiecte, adică are și aceste avizări de închidere sau propune proiectul de închidere în situ, care poate fi o soluție a noului închisă studiu. Ca și cealaltă, să înțeleg. Sigur. Da. Știți cumva de la operator câte tone au mai rămas de deșeuri acolo? Exact în acest moment nu știm, doar că e o activitate care se desfășoară constant, dar nu la o anvergură foarte mare. Am înțeles. O să vorbesc tot despre ședința Consiliului Local, pentru că am văzut, așa cum ați menționat atunci când v-am mai întrebat, vor fi scoase la licitație terenuri pentru panourile publicitare. Și voiam să vă întreb, ce s-a schimbat față de licitațiile precedente? Păi s-au pregătit documentațiile, da, pentru un set de, așa cum v-am zis, nu putem intra că sunt foarte multe și atunci pentru a putea fi eficient s-au luat pe seturi. După ce în perioada anterioară s-a stabilit cadrul legal, în acest moment au fost identificate primele astfel de locații, posibile astfel de locații, care în momentul de față nu mai dețin contract valabil și care pot fi scoase. Pentru acelea s-au luat pe străzi, să zicem, sau s-au luat anumite zone și s-a propus spre avizare alături de documentația aferentă care trebuie să fie la fiecare obiectiv în parte. Chiar dacă este un obiectiv mic, ele sunt cumva asemănătoare, așa e procedura. Legislația s-a complicat în ultimii ani după apariția noului cod fiscal. Sunt anumite lucruri care se fac într-o procedură mai anevoiasă, inclusiv dacă ați observat și concesiunile. Toată lumea era învățată înainte, a depus o cerere pentru o concesionare și fie ea și directă. Următoarea lună intra în Consiliul Local și se aproba imediat. Ei, acum nu mai este acest circuit, să zicem, mai simplu, ci o cerere urmează mai multe
mai multe etape de avizare și mai multe autorități, stând chiar luni întregi până la ultimul aviz pentru a intra în Consiliul Local. De aceea... Și prețul s-a modificat, sigur că am văzut. Prețul s-a actualizat conform noilor evaluări. De la 6 euro pe metru pătrat pe an e 120 de lei, am văzut. Deci cumva s-a triplat. Acum nu sunt neapărat sume semnificative direct, pentru că și suprafața este mică. Suma care e mai consistentă este cea a contractului de publicitate, acea cotă care revine administrației publice locale din contractul de publicitate. Am înțeles. Deci acolo este, de fapt, venitul mai consistent. Cât la sută e? 10% parcă, din contractul de publicitate, care îl are deținătorul de panou, revine primărie. Și atunci acolo putem considera că e o sumă mai importantă pentru... Așadar, și celălalt tarif, bineînțeles, a fost actualizat pentru că era de mult, era vechi și, bineînțeles, așa cum toate sunt... Pentru că dacă e și cerere, atunci să putem aduce un venit mai consistent la bugetul local, că avem nevoie. Am înțeles. Ultima întrebare. Vă rog să-mi spuneți dacă funcționează microhidrocentrala. Acum, chiar în timp ce noi vorbim, să efectuează niște lucrări ample, aș spune eu, sau de amplasare a turbinelor cu macara specială și sperăm în cel mai scurt timp să producem energie. Au intervenit și alte costuri suplimentare? Nu. Este un contract, așa cum știți, de anul trecut, doar că contextul economic, internațional, geopolitic, tot ce vreți dumneavoastră, faptul că ele au fost transferate în Franța, a fost foarte dificil și cu transportul, a fost foarte dificil, toate au... Dar ele au revenit acum. Au revenit, doar că ele se montează nu foarte simplu și... De aceea a fost nevoie și de o macara specială care a venit dintr-o altă locație. După alte programe, lucrurile nu au ținut numai de noi, de aceea ceea ce ne doream noi la sfârșitul anului, iată că s-a mai întins pentru 2 luni jumătate. Mulțumesc! Cu plăcere! Pentru că ne-ați vorbit de plantări mai devreme, cam câți arbori au rămas să plantați în acest an și prin ce zone? În special aliniamentele stradale, completări pe aliniamentele stradale, acolo unde e nevoie, avem solicitări și în asociațiile de proprietari și vom continua inclusiv în parcurile din municipiul Roman. Acolo. Ne dorim să ajungem, să depășim 500 de arbori plantați. Oricum trebuie să, dacă avem 100, 100 și ceva care urmează să-i doborâm, chiar dacă sunt mai mici, trebuie cel puțin un număr de 150. Am mai plantat 250, deci oricum va trebui să fie peste 500, dar lucrul acesta s-a întâmplat în fiecare. În comparație la solicitările de la cetățeni de doborât, acestea la ce număr se ridică? La 100, sunt aproape 150. Sunt poziții în total solicitări, dar aici la fiecare sunt în total 62, dar la fiecare poziție, de exemplu la o asociație în strada Suceava, avem 4 solicitări. Deci în total sunt circa 150, până într-o 150. Așa cum vin asociațiile cu solicitări pentru doborât, pot să vă ceară și plantări? Păi asta v-am spus, ne-au solicitat și în asociații le vom da puieți pentru a-i planta. Le-am dat și anul trecut, am plantat, de exemplu, în zona Mihai Eminescu, în spatele blocului, la școala 11, pardon, la școala Mihai Eminescu, la Părculeț, în acea zonă, au fost mai multe solicitări. Am fost acolo, chiar au venit și copilașii de la școală, în niște activități extrașcolare și chiar m-am bucurat că învățătorii inoculează această activitate a micuților și grijă pentru mediu. Revin puțin la subiectul microhidrocentralei. Bine că se montează în sfârșit turbinele alea, că așteptăm de ceva vreme. Întrebarea că trebuie să fiu cârpotaș în continuare. Totuși, în perioada în care microhidrocentrala a stat efectiv degeaba și n-a funcționat deloc, din amonte au venit aluviuni care s-au depus la intrarea în microhidrocentrală. Când îi veți da drumul, toate alea vor intra în turbină. S-au luat măsuri, s-au făcut niște calcule? Personalul de acolo s-a ocupat direct de aceste probleme.
Sunt evident că sunt anumite aluviuni care vin și dacă este turbina și dacă nu este turbina, acest lucru se întâmplă. Evident, ca să îndeplinească condițiile de montaj, trebuie pregătit terenul și acest lucru s-a făcut pentru a se putea monta. Și s-a dragat la deal? Nu s-a dragat la deal. S-a eliberat locul pentru că ele sunt puse pe niște șine. E un proces de complicat, dar ele au locul lor. Locul acela unde se amplasează, el trebuie este pregătit, dar nu ajunge. Acolo sunt niște praguri care lucrează independent. Nu se ajunge în zona în care se montează turbina să stea vreo aluviune. Ok, da. Mulțumesc. Dar o să încercăm să vedem, poate reușim să facem și un filmuleț sau cu montarea lor și cum se amplasează ca să vadă și opinia publică și dumneavoastră cum au fost amplasate. Noi acolo am fost la fața locului și am văzut unde era pregătit terenul, cum lucrau acele praguri, cum erau pregătite șinele pentru a așeza turbina, dar pentru alte când vezi cu exact cum se montează și am să încercăm să pregătim astfel o prezentare. Legat de bugetarea participativă, vedeți cumva o creștere sau o scădere a numărului celor care participă sau tot aceleași persoane? Păi, are un impact? Nu știu, acum vedeți, cam toți cei interesați sau cei care au disponibilitatea de a intra într-un astfel de parteneriat, adică noi îi știm, îi cunoaștem. Mai sunt, să zicem, alături de un proiect, mai vin oameni noi. Și în decursul anului următor. Sunt oameni care vin pe această bugetare participativă cu o inițiativă. Acești oameni pot fi cei care au și proiecte pentru bugetarea pe legea 350. Sunt oameni implicați oarecum în activitatea civică, cunosc de aproape anumite lucruri pe care le facem și sunt de obicei cunoscuți. Sunt și persoane fizice care pot avea o idee. Deci dacă să înțeleagă toată lumea, oricine poate participa. A, oricine, absolut oricine. Poate. Am primit întrebări dacă vin aceiași oameni. Nu, oricine. Oricine poate accesa pagina primăriei municipiului Roman, da căutare, site-ul e intuitiv și ușor de identificat, se pot vedea exact condițiile și cine poate participa. Orice cetățean poate participa. Dacă nu e suficient de clar, poate suna la numărul de acolo, de pe site și un operator sau coordonatorul de program îl poate lămuri cu exactitate despre orice neclaritate sau și zona de interes. Ultima întrebare legat de acel zid pe care îl construiește primăria în lacul din parcul municipal. Am înțeles că se face un iaz, o celule separată pentru pești exotici. Da, de fapt imită un prag de pești care este sub nivelul lacului. E o procedură care se aplică în zonele în care este gestionată fauna acvatică. Ați văzut că la început a fost o discuție în mediul online, să zic așa, după care am avut chiar eu personal discuții cu anumite persoane pentru a lămuri. Au fost acolo la fața locului, li s-a explicat ceea ce se intenționează să se face și că nu e o activitate cu impact, ci doar este un prag care generează într-adevăr un microclimat, iar în final veți vedea că acel loc va fi într-adevăr unul foarte frumos amenajat și care să vină în sprijinul activității care se desfășoară acolo. Bine, întrebarea era de fapt de ce se face, adică pe mal se va face ceva anume, va fi microclimatul, va fi în acea zonă delimitată unde peștii din lacul mare nu vor putea sau și lebedele nu vor avea acces în acea zonă, unde vor fi doar pești exotici, pentru că anul trecut din 200 viețuitorile din lac au mai lăsat doar vreo 40. Și atunci pentru a-i proteja și a le crea un microclimat, s-a găsit această soluție. Deci nu se face pe malul lacului? Nu se face absolut nimic. Este doar în zona de lac, în subnivelul lacului. De multe ori știți că mai există prag de pești sau scări de pești unde poate trece peștele,
dar nu poate trece... Chiar o primă nebădă să nu... Da. Sară pe lăcușorul ăsta. Ok, mulțumesc pentru urmări. Și eu vă mulțumesc. Pentru sărbătorile de Paște, alături de când să pregătiți ceva, amenajări luminoase sau târg, sau se organizează ceva în perioada asta? Vor fi amenajări, dar doar în zona centrală. Pregătit, va fi amenajat un loc cu, la fel, cu ornamente specifice sărbătorilor de Paști, dar fără un ornament stradal genul celor de sărbătorile de iarnă. Deci numai aici, în fața primării. Da. Mulțumesc și eu. O săptămână ușoară.